sunt nutriționist sportiv, vin de la Centrul de Nutriție Superfit și mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi în fața noastră, în speranța că vă voi aduce câteva lucruri utile pentru cei care vor să scadă în greutate și nu numai. Mi-am intitulat prezentarea Ghid Rapid pentru Slăbit. Sună ca un marketing ăsta foarte agresiv și fals de pe internet, să slăbi repede 7000 de kilograme în 7 zile. Vreau să vă explic ce înseamnă rapid în accepțiunea mea, pentru că nu, dacă ați venit cumva să aflați cum să slăbiți în următoarele 3 zile 10 kg ca să arătați extraordinar la mare, o să vă dezamăgesc, nu am această soluție. Și iată, voi încerca să prezint câteva strategii de scădere în greutate fără înfometare. Și iată câteva motive pentru care nu ar trebui să se recurgă la regimuri de înfometare. Sunt observații obținute în urma studiilor științifice nu recent făcute, ci, în fine, lucrurile astea se cunosc de mult. S-a observat faptul că atunci când se introduce o regim alimentar, un deficit caloric mare, deci, practic, să zicem, persoana respectivă are nevoie de 2000 de kilocalorii pe zi ca să trăiască și trece la un regim de 800 de kilocalorii pe zi. Și urmează așa ceva pe termen lung. În mod automat, organismul, după o anumită perioadă, își va reduce rata metabolismului bazal, un lucru extrem de neproductiv pentru ceea ce urmărește, deci pentru scăderea în greutate. Pe termen scurt va scădea în greutate, pe termen lung se va plafona la un anumit nivel și nu va mai obține nicio scădere. Un caz mai frecvent și nu săriți peste mese. Este unul dintre lucrurile esențiale pentru care eu militez. Este primul lucru pe care îl spun pacienților, pentru că pacientul supraponderal și obez are un model foarte, cum să zic, similar de alimentație. Nu mănâncă mic dejun, nu mănâncă prânz, mănâncă seara. O masă maxim două pe zi. E, chiar și simpla redistribuirea acelei mese, acelei cantități de energie din acea masă pe durata întregii zile, îi va aduce o scădere în greutate. Deci, pentru organism. Partea de efort fizic este deosebit de importantă pentru cei care vor să scadă în greutate și în aceeași măsură este neglijată cu veselie de către pacienți pentru că este destul de incomod să te deranjezi, să te duci, să faci sport, să consumi energie. Însă, în felul ăsta, îți dai o șansă să scazi în greutate frumos, continuu. Și a fost dovedit că cea mai utilă formă de antrenament este o combinație între efortul aerob și cel anaerob, respectiv combinația de antrenament cardio cu exerciții cu greutăți. Dar vreau să vă arăt altceva. Iată, acesta este un concurent la Dejo Sporta de anul trecut. Omul ăsta, deci diferența este de 35 de kilograme. Nu a slăbit într-o lună, nu vreau să vă spun așa ceva, el a slăbit vreo 8 kg în timpul programului, însă a continuat. Deci asta este extraordinar, este un câștigător din punctul meu de vedere. A ajuns de la obezitate de gradul 2, cred, nu mai țin minte, la, asta este o poză făcută în urmă cu câteva luni, acum îmi spune că are pătrățele pe abdomen, deci transformarea este extraordinară și numai prin alimentație și prin sport, deci nu nimic altceva. Trebuie să-și opereze pielea în exces și este un om, două vorbe despre centru de nutriție pe care îl conduc. Pentru cine are nevoie, consultanță nutrițională, pe scăderea în greutate, pe creștere, programe de nutriție sportivă, colaborez cu un centru de fitness unde trimit pacienții pentru a face mișcare, țin foarte mult la treaba asta. Și alte lucruri conexe acestui domeniu. Și vă invit să vizitați și site-urile mele. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări.